Dumnezeu, poezia pe care o recit se numește Telefonul lui Isaia și pentru o înțelegere mai profundă vă îndemn să citiți Isaia capitolul 38, 2 Regi capitolul 20. De la capete de lume, fără fir sau satelit, lui Isaia se adresează Domnul Sfânt și Preamărit, aducându-i vești precise și cuvânt întemeiat, să-i spună lui Ezechia, pe atunci a împărat, ca să nu mai zăbovească, să nu stea pe gânduri dus, căci a fost un sfat în ceruri, hotărârea s-a adus. Și Isaia prinde unda șoaptelor prin telefon, ce prin Duhul Sfânt sunt spuse și aduse pentru om. Ezechia în vremea aceea era grav bolnav pe moarte, și mesajul sună aspru și precis, cum scrie în carte. Pune-ți casa în rânduială ca ai să mori foarte curând. Așa Duhul Sfânt vorbește prin mesajul lui cel sfânt. Fiul lui Amoț se duse cu mesajul receptat și trecând prin curtea mare a slăvitului palat, suspinând, se adresează lui Ezechia cu greu, cu cuvinte măsurate spuse chiar de Dumnezeu. Împărate, astă noapte telefonul mi-a sunat și am auzit o voce care m-a înspăimântat. Pune-ți casa în rânduială, cheamă pe copii să vină, pe slujbașii împărăției și pe toți ce ți se închină. Să n-aveți idol în casă, nici în inim să n-aveți. Tu la toți să le comunici și pe toți să îi înveți. Când Isaia receptorul a pus jos și a plecat, cu fața către perete împăratul s-a îndreptat și rosti o rugăciune ce a rămas în carte scrisă. Telegrama rugăciunii către cer a fost trimisă. Ezechia, împăratul, a vorbit cu Dumnezeu, fără cabluri sau antene, ce pătrund aici cu greu. Doamne, a zis împăratul de la capete de lume, te rog să-ți aduci aminte căci eu te-am chemat pe nume. Am umblat cu scumpătate și cu inimă curată, am făcut ce este bine, n-am o inimă întinată. Și se oprește Ezechia. Rugăciunea a fost scurtă, vărsând lacrime pe pernă, dar știind că Domnul ascultă. Deodată, telefonul iarăși lui Isaia îi sună, căci conexia e făcută, glasul Domnului răsună. Prorocul se întoarce ca să asculte iar mesajul. Megafoanele vibrează și se arată iar mirajul, dar nu e un miraj și gata, este chiar realitate. Omul poate să vorbească cu Domnul în eternitate, unda Duhului pătrunde unde nici gândul nu zboară și pătrunde și în bordeie și în palate bunăoară. Electromagneticismul, în speță telefonia, la om este limitată, fiindcă e doar tehnologia. Telefonul lui Isaia a sunat din nou precis și întorcându-se din curte s-a dus la palat și a zis: așa-ți vorbește Domnul Dumnezeului David, să nu fii cu fața tristă și cu sufletul livid. Pe unde necunoscute, rugăciunea s-a dus sus și pe traiectorii sfinte chiar în ceruri a ajuns. Lacrimile ți-au fost strânse de pe perna ta cea moale și au ajuns direct la Domnul ca niște mărgăritare. 15 ani de zile viața ți s-a prelungit. Telefonul de urgență a sunat și mi-a vorbit. Căci pe când treceam prin curte, eram trist și gânditor. Când mi-a sunat telefonul și am răspuns în receptor, Domnul mi-a vorbit aievea, micrometric de precis. Și l-am auzit spunându-ți că anulează tot ce a zis. L-ai înduplecat pe Domnul. Rugăciunea s-a dus sus și apoi cu 10 trepte cadranul înapoi s-a dus. Căci acesta este semnul ce ți lasă Dumnezeu. El este emițătorul și doar difuzorul eu. Ezechia saltă capul de pe perna lui de puf și cu mâini împreunate, ridicându-le în văzduh, izbucni într-o cântare, un prinos de mulțumire, căci mesajul lui Isaia a fost dus la îndeplinire. Astăzi, mulți au telefoane de casă sau buzunar, sună fără încetare, însă sună în zadar. Oamenii își trimit mesaje, că-și trăim o nouă eră. Avem doar tehnologie, însă viața e mizeră.
au cutii sofisticate cu butoane și culori, însă nu sunt conectate la al cerului valori. Până și în adunare le mai sună câteodată. Aud fel de fel de glasuri, dar prin Duhul niciodată. Își trimit texte, mesaje, în timp ce frații se roagă. Ei sunt conectați cu firea, viața-i searbădă și vagă. Trăim vremea de pe urmă când evlavia e o formă, dar să îl chemăm pe Domnul care vine și transformă. Conectează-te cu cerul, cu slăvitul împărat. Telefonul chiar acum pentru tine a sunat. Azi ridică receptorul, fii pe undele credinței, căci mesajul sună aspru în vederea pocăinței. Nu mai sta culcat pe perna care îți aduce moarte. Lasă Duhul să-ți vorbească, Duhul Sfânt ca să te poarte, ca Isaia altădată să primești mesaj direct, să ai texte din Scriptură și pe Dumnezeu în piept. Așteptăm cu tot semnalul ultimului telefon, care va fi pus pe speaker pentru fiecare om. Conectează-te cu cerul, stația-i mai sus de nori, cu antena ridicată, dacă vrei spre cer să zbori. Amin, Domnul să ne ajute.